sunteți mai bogați. Aveți încă o prințesă în casa voastră, e o mare dar de la Dumnezeu. Să vezi cum e la al treilea. Pa! Peste roba ta Iana, care s-a învenit, a scăpat către numele Tău ce Sfânt, a se păzit sub acoperământul aripilor Tale, depărtează de la ea înșelăciunea veche, umple-o de credință, de nădejde și de dragoste, ca să cunoască că Tu ești Dumnezeu adevărat, un născut Fiul Tău, Iisus Hristos și Duhul Tău ce Sfânt. Roba lui Dumnezeu, Iana. Numele Tatălui, Amin, și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să vă trăiască! Dragilor, aveți în fața voastră cea mai proaspătă creștină ortodoxă, Iana, binecuvântată, sfințită, foarte bucuroasă că a primit trei taine cerești, plină de har. Așa lucrează Dumnezeu, aduce sfințenie în viața celor care vin în casa Lui. Thank you.
botezul este o protecție harică, o protecție în Duhul Sfânt prin care Dumnezeu își protejează pe cei care vin să se boteze. Acest botez a eliberat-o pe Iana de păcatele străbunilor ei.